Pentru reabilitarea parcului Crețulescu s-au primit fonduri externe și s-a întocmit un proiect. S-ar putea ca în curând să fie nevoie de un proiect de reabilitare și a grădinii publice. Au început să se rupă băncile, bordurile zac scoase și aruncate la voia întâmplării, gunoaiele nu mai sunt aruncate în tomberoanele special amenajate de primărie, ci sunt purtate de vânt pe tot spațiul verde. Aici nu mai poate fi vorba de lipsa banilor, ci doar de lipsa celor 7 ani de acasă a educației. Grădina publică, singurul loc la ora actuală, până la reabilitarea parcului Crețulescu, unde mai există o oază de verdeață în centrul orașului, a început să se degradeze. Bănci rupte, gunoaie, o lipsă, zicem noi, de civilizație și de bun simț. Cursa pentru ocuparea fotoliului de primar al Câmpul Lungului a intrat într-o nouă etapă. Dacă până sâmbătă s-au făcut tot felul de supoziții referitoare la cei ce își doresc să conducă destinele Câmpul Lungului până în 2004, iată că acum îi cunoaștem pe cei 27 de candidați. Marin Derioiu, Uniunea Liberală Brătianu, Gheorghe Vocilă, Alianța pentru România, Ion Dumitrașcu, Partidul Democrat, Ștefan Iliescu, Partidul Umanist Român, George Bălan, Partidul Democrației Sociale din România, Gheorghe Dobrinoiu, Partidul Național Român, Ion Ciculescu, Partidul Socialist al Muncii din România, Gheorghe Ciubuc, Partidul Socialist Român, Alexandru Ion Dobrescu, Federația Ecologistă din România, Răducu Minciunescu, Convenția Democrată din România, Lucian Bundoiu, Partidul Național Liberal, Grigore Bascacov, Partidul Pensionarilor, Sorin Buta, Independent, Octavian Nițescu, Uniunea Forțelor de Dreapta, Ion D. Albu, Partidul Socialist Democrat Român, Marian Diniță, Partidul Popular din România, Nicolae Dumitru Dumitrescu, Independent, Marinică Fologea, Partidul România Mare, Petrișor Stana, Alianța Națională Creștin-Democrată, Gheorghe Oancea, Independent, Florian Ștefan, Independent, Mihail Nițescu, Partidul Unității Naționale Române, Marga Gabor, Partidul Social Muncitoresc, Ion Moțoc, Partidul Național Liberal Câmpeanu, Adrian Popa, Partidul Noua Generație, Gheorghe Drăcea, Partidul Socialist și Mihai Eftimie, Independent. La aceste nume de candidați și formațiuni politice trebuie adăugat faptul că pentru funcțiile de consilieri locali candidează 16 independenți și 38 de partide. Menționând că până pe 14 mai se mai pot depune contestații la adresa celor nominalizați. Listele complete sunt afișate în holul de la subsolul primăriei Câmpul Lung. Vineri după amiază, la restaurantul hotelului Mușcelul, a fost organizată o recepție prilejuită de lansarea pe piață a primului ziar cotidian din Mușcel. Gazde au fost conducătorii societății Argeșul Liberesa, societate care editează cotidianul Mușcelul. Prezente la recepție, o serie de personalități ale vieții social-culturale și politice au ținut să ureze viață lungă ziarului și să îmbărbăteze echipa de tineri gazetari. Există, cum scriam și în editorial de astăzi, două direcții în presă. Una pe care ați remarcat-o până de curând, cea de scandal, pe care în bună măsură a inventat-o domnul Cristoiu și pe care, cum a văzut că nu prea mai ține, a părăsit. Noi, de la începutul, am ținut-o pe linia celălalt a unei prese serioase, stă mărturia ziar pe care l-am făcut și îl facem în continuare Argeșul și din care am adus și câteva exemplare aici să le vedeți, cei care poate că n-ați apucat să le vedeți. Stă mărturie comportamentul nostru gazetăresc, demersul nostru gazetăresc la Pitești, chiar atunci când am fost provocați, așa cum vă spuneam și adineauri, de către o concurență care a spus prin acum 4 ani, am venit la Pitești, v-am ras, am venit noi, plecați voi. Iată că n-am plecat, dimpotrivă, ne ducem în acele ținuturi culturale, în cele ținuturi cu bogată viață spirituală, tocmai pentru a ridica pe cât posibil starea de spirit a populației, acolo unde o zonă este săracă și e nevoie de bogăția spirituală. La campionatul național de volei pentru elevi, desfășurat la Sibiu, Câmpul Lungul a fost reprezentat de echipa Școlii Generale numărul 3. Această echipă, nu numai că a participat, dar s-a întors acasă cu titlul de campioană națională.
A fost foarte greu să ajungem la acest titlu. Munca este de cel puțin 5 ani. În acest an am început cu un meci eliminator cu liceul, cu program sportiv de la Râmnicu Vâlcea, unde am câștigat și acasă și la Râmnicu Vâlcea 3-0, după care am avut următorul bilateral la Blaj, cu echipa Blajului, unde am câștigat acolo 3-0, victoria fiind clară asupra echipei din Blaj și cei de la Blaj nu s-au mai deplasat la Câmpul Lung și ne-a dat drept de participare la finală la care s-a organizat la Sibiu, perioada 5-7 mai, deci finala la Sibiu. Membrii echipei sunt în majoritatea lor elevi ai clasei 8-a, antrenamentele nefiind pentru ei singura preocupare. Munca intensă i-a făcut învingători și speră ei să fie învingători și în continuare. Pentru acest rezultat noi am făcut volei de, deci facem, muncim de 4 ani de zile, mergem la antrenamente pe săptămână de 4 ori, deci lunea, vinerea, sâmbătă și duminica și mai avem meciuri de pregătire cu, am mai avut cu Vâlcea, cu Brașovul și oricum a fost foarte greu, cel mai greu a fost meciul cu Deju, care ne-am pus foarte multă ambiție să-i batem, că ne-au bătut și la Botoșan, ne-au bătut și în grupă și ne-am pus ambiție să-i batem și am bătut cu 3-0. Cel mai mult m-a impresionat faptul că după meci, ei fiind sigur că ne bat, au început să plângă și plângeau foarte tare. Mai dificil este cu partea materială. Deplasările lor sunt susținute în special de părinți, dar orice sprijin ar fi binevenit. Aduc o rugăminte profundă tuturor celor cărora le place sportul și în mod deosebit voleiul, pentru a ajuta financiar această echipă, pentru ca să vă spunem sincer, deplasarea la Sibiu s-a făcut cu eforturi extraordinare, mai mult pe datorie deocamdată. Noul cabinet medical al Colegiului din Nicu Golescu oferă condiții de tratament adecvate unei asemenea instituții, programul de asistență medicală fiind asigurat zilnic între orele 7 și 15. Acestui obiectiv, a cărui finalizare a fost posibilă doar cu eforturi proprii, îi se adaugă noua centrală pe gaz metan și o modernă spălătorie, la a căror finanțare a participat și primăria Câmpul Lung. Mândria cadrelor didactice și a elevilor ce se pregătesc în acest liceu cu tradiție o constituie însă cele două săli de informatică dotate cu peste 20 de calculatoare și biroul internet ce a fost inaugurat de curând. Am considerat că la ora actuală, elevii fiind foarte atrași de latura informatizării, este foarte necesar ca să racordăm școala noastră la rețeaua internet și în același timp să o folosim drept școală pilot pentru toate celelalte școli din oraș, ceea ce s-a și realizat cu o investiție de 150 de milioane de lei, parte din contribuția primăriei Câmpul Lung, parte prin contribuția Comitetului de Părinți, în valoare de peste 60 de milioane de lei. Aceasta ne permite ca elevii noștri să folosească rețeaua internet în scopul pregătirii individuale și în același timp a crea un climat de familie în cadrul învățământului din municipiul Câmpul Lung Muscel. La capitolul planuri de viitor, directorul Zaharescu își dorește ca cei peste 1300 de elevi ai liceului să poată beneficia de încă o sală de informatică și de modernizarea sălii de sport. 8 mai 1921, vă spune ceva? Îmi spune ceva, dar de ce vreți să sărbătorim și acum pe 8 mai? Ha, că este ziua de 8 mai și corespunde, nu cred că e cazul să ne mai aducem aminte, nu? De 8 mai, după vremea comuniștilor și 8 mai de acum. Ziua Partidului Comunist Român. Și acum? Și acum, la 8 mai, nimic. Se știe că la 8 mai 1921 a luat ființă Partidul Comunist Român. A fost o dată de nașterea sa, a activat toată perioada de 45 de ani, până când s-a întâmplat fenomenul 89, a venit revoluția aceasta, care spre stupoarea noastră, spre indignarea noastră, gândind că vom merge pe o cale mai bună, mai pașnică, mai serioasă, în care să putem să dăm poporul român șanse mari pentru revigorarea economiei noastre naționale, dezvoltarea ei, oamenii să fie mai liberi, să fie mai îndestulat cu de toate. E, vedem că tocmai s-a întâmplat contrariul acestei fenomeni. Pia
piața centrală a orașului, cea mai aglomerată, dar și cea mai aprovizionată dintre cele trei ale Câmpul Lungului, dădea azi pe din afară de legume de tot felul. Prețurile în scădere ni s-au părut nouă, așadar... Salată verde între 3 și 4.000 de lei. Ardei verde 2.000 de lei bucata. Mărar 1.500 de lei legătura. 28.000 roșii. Castraveți 20.000. Ridichii între 2 și 5.000 de lei legătura. Ceapă verde 2.000 de lei legătura. 25.000 de lei kilogramul castravecior noi. Varză nouă 10.000 de lei kilogramul. Cartofi între 3 și 5.000 de lei kilogramul. Duminică seara la discoteca No Problem din Botem, tinerii au avut parte de distracție, programul fiind întreținut de formațiile Occident, Angelic, Cameleon și Power Free. Publicul prezent în număr mare a dansat neîntrerupt, astfel oferind satisfacție formațiilor invitate. După ce Ionel Augustin a fost îndepărtat de jucători de la conducerea echipei Aro Câmpul Lung, de luni Vasile Mănăila a renunțat din proprie inițiativă să se mai prezinte la echipă, deși el a condus de pe margine partida de la Brăila pierdută de Aro cu 0-2. În aceste condiții, conducerea administrativă a luat decizia ca Nicușor Ceapreaz să preia frâiele formației noastre, acesta fiind numit pentru moment în funcția de antrenor principal. Popovic și-a luat revanșa în fața lui Eugen Neaguie după ce Aru a remizat 0-0 în deplasare la Extensiv Craiova. În turul campionatului la Câmpul Lung, cele două echipe au terminat tot la egalitate 2-2. Însă Eugen Neaguie, pe atunci numai antrenor secund, s-a dovedit a fi enervant de vulcanic. Se ceartă Neaguie cu Sandy Popovic. Rare imagini văzute pe un teren de fotbal. Neago este pur și simplu ținut de toată banca tehnică a Craiovei. Tot atunci, pentru prestația penibilă, brigada de arbitri a părăsit stadionul în mașina poliției. Astăzi a început oficial campania electorală pentru alegerile locale din iunie 2004. Calendarul electoral se va aglomera foarte mult din această zi, avându-se în vedere faptul că tot astăzi a fost și ultima zi de depunere a candidaturilor, iar mâine acestea trebuie afișate la sediul biroului electoral, pentru ca până pe 11 mai să se poate formula contestații împotriva acceptării unor candidaturi. Așadar, s-a dat startul prezentării ofertelor electorale, a propunerilor pe care candidații le vor face cetățenilor în intenția de a le obține voturile. Va fi o campanie mult mai dură decât cele anterioare, nu neapărat la modul propriu, ci datorită faptului că persoanele cu drept de vot sunt mult mai mature electoral, au pretenții mult mai mari de la candidați și nu mai pot fi amăgite cu promisiuni deșarte. Pe de altă parte, și candidații sunt conștienți că trebuie să abordeze în alt mod această campanie, fără să aburească electoratul care și așa este debusolat total. Spre deosebire de campania trecută, când în lupta pentru ocuparea fotolului de primar s-au înscris 27 de pretendenți, în acest an, cu o zi înainte a începerii campaniei electorale, oficial existau doar 10 candidați. Timp de câteva ore, circulația a fost blocată în centrul Câmpul Lungului pentru că angajații firmei CCCF au lucrat intens.
Strada Republicii a fost obiectivul principal. Aici s-a turnat covor asfaltic între capătul sudic al bulevardului și până în dreptul Bisericii Domnești. Având în vedere că termenul limită pentru asfaltarea șoselelor în municipiu este 15 mai, este de așteptat ca activitatea firmei să se intensifice pentru a încheia toate lucrările contractate. Partida dintre Fotbal Club Mușelul Câmpulung și AS Rucăr a fost una extrem de tensionată spre final. Motivul l-a constituit în special rivalitatea dintre cele două echipe. Etapa din weekend a campionatului Diviziei D s-a disputat în zona de nord a județului cu privirile îndreptate spre meciul de la Câmpulung, dintre Fotbal Club Mușcelul din localitatea Echipament Alb-Negru și AS Rucăr. A fost, așa cum spuneam și în avancronica partidei, un meci al orgolilor. Poziția în clasament conta mai puțin pentru această întâlnire, victoria era cea vizată. Și asta pentru că echipa învingătoare să-și demonstreze superioritatea. În tur la Rucăr a fost egal 1-1. Sâmbătă, un meci nu tocmai frumos, dar încheiat cu victoria la limită 1-0 a echipei antrenate de Claudiu Cățoiu, Fotbal Club Mușcelul Câmpulung. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 74 de atacantul George Neagu, în urma unei acțiuni de atac a mușcelenilor pe partea dreaptă. Atacă, atacă, Victor, atacă, Victor! Ești acolo, ești acolo! Câteva minute mai târziu, Fotbal Club Mușcelul cere o lovitură de la 11 metri, iar reluarea arată cum jucătorul de la AS Rucăr pune mâna pe adversar și, normal, s-ar fi putut acorda lovitură de pedeapsă. Aflat în avantaj minim, dar și cu un jucător mai mult pe teren, după eliminarea rucăranului Mălușanu, echipa câmpulungeană a făcut tot posibilul să păstreze acest rezultat până la fluierul final. Însă, în tabăra adversă, dorința de a egala i-a făcut pe jucătorii în roșu să-și piardă cumpătul, apărând inevitabil și cea de-a doua eliminare în tabăra oaspeților. Finalul a fost unul urât. Chiar și după fluierul final au continuat protestele la adresa arbitrului și, mai mult decât atât, neîmpăcați cu rezultatul final, jucătorii din Rucăr au vrut să sară chiar la bătaie. Spre deosebire de alte întâlniri, Fotbal Club Mușcelul a avut și spectatori, iar printre aceștia s-a numărat și Alexandru Popovici, fostul antrenor de la Aro Câmpulung. Au mai fost prezenți directori de școli și alți apropiați ai fotbalului mușcelean, semn că la Câmpulung fotbalul începe să registreze din nou rezultate bune, să readucă spectatori, chiar dacă pentru început doar în acest eșalon. 9 mai, ziua Europei. Elevii școlii numărul 3, sub îndrumarea profesorului Ana Țuțară, au împărțit fluturaș și au îndemnat populația la curățenie. De ziua Europei și elevii școlii Nanu Mușcel au desfășurat o serie de activități educative. Clasa a 6-a D, însoțită de profesorul Ana Țuțară, a mărșăluit prin Câmpulung, transmițând trecătorilor mesajul lor: un oraș curat pentru sănătatea noastră, o Românie curată pentru Europa de mâine. Am plecat în oraș ca să împărțim fluturași pentru a ne implica în viața comunității. Ce scrie pe fluturaș? Un oraș curat pentru sănătatea noastră, o Românie curată pentru Europa de mâine. Ce crezi că înseamnă asta? Eu cred că asta înseamnă ca toți oamenii să fie responsabili pentru curățenia orașului. Ai împărțit fluturaș. Ce a zis lumea când i-a luat și i-a citit? Lumea, nu știu, au fost... Păreau încântați? Păreau încântați pentru că am împărțit fluturaș, iar chiar o persoană ne-a spus că trebuie să vorbim cu cei de vârsta noastră, cu unii care arunc cârtiile pe jos, iar nu în coșurile de gunoi. Aceasta este doar una dintr-un lung șir de activități realizate cu ocazia zilei de 9 mai, ziua Europei. Programul de modernizare a bazelor sportive din școlile municipiului Câmpulung este într-un stadiu avansat. Astăzi au început lucrările și la terenul de sport al școlii generale Oprea de Iorgulescu. Finalitatea va însemna o modernă bază sportivă cu suprafață sintetică. Orele de educație fizică se vor desfășura la școala Oprea de Iorgulescu în condiții moderne, pentru că terenul de sport, acoperit până de curând cu zgură, va fi înlocuit cu suprafață sintetică. Astăzi s-a turnat covorul asfaltic, ce va fi baza pentru suprafața sintetică. Sub supravegherea directorului adjunct al școlii, profesorul Dan Constantinescu, și a primarului Călin Andrei, s-au început lucrările de modernizare. După ce anul acesta am terminat reabilitarea instalației electrice în școala veche și recent
toaletele din școala veche. Iată că o altă mare realizare pentru școala noastră este reabilitarea terenului de sport de aici, din urbea noastră, din centrul orașului nostru. Este o mare realizare pentru școala noastră, pentru elevii școlii noastre, să creăm un teren de sport cu dotări de jocuri naționale și chiar internaționale. Suprafața sintetică este necesară activităților sportive din cadrul școlii, asigurându-se pe lângă confort și un mediu curat, iar copiii nu vor mai intra în contact cu praful de zgură care se elibera în atmosferă la fiecare meci de fotbal. După cum observați, s-a început amenajarea terenului de sport de la școala generală Oprea Iorgulescu, teren de sport care face parte din programul pregătit și finanțat de Primăria Municipiului Câmpul Lung de amenajare a terenurilor de sport școlare cu suprafață sintetică. Da, o veste bună pentru Câmpul Lungeni. Acesta este al doilea teren de sport. Primul pentru care s-a început amenajarea este cel aflat în incinta colegiului Dinicu Golescu. Acolo, în următoarele zile, probabil chiar săptămâna viitoare, se va începe chiar montarea suprafeței sintetice. Proiectul de reabilitare a terenurilor de sport din Câmpul Lung va continua. Pe lângă cele două baze de la Colegiul Dinicu Golescu și Școala Oprea de Iorgulescu, sunt avute în vedere și cele de la Școala Nanu Imușcel sau Școala numărul 7. Școala numărul 3, Nanu Mușcel, în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpul Lung, a organizat în sala de ședințe a primăriei un spectacol dedicat Zilei Europei, Primăverii Europene 2009 și Săptămânii Comenius în România. La spectacolul dedicat Zilei Europei, Primăverii Europene 2009 și Săptămânii Comenius în România au participat elevii școlilor din Câmpul Lung, respectiv Școala de Artă, Colegiul Dan Barbilian și Colegiul Dinicu Golescu, din Pitești, Școala Generală numărul 11 Mihai Eminescu, Școala numărul 1 Nicolae Simonide și Mioveni, Școala Liviu Rebreanu. La școala gimnazială Nanu Mușcel, primăvara nu vine doar cu flori, ci și cu premii. Grupul Primăvara este format din copii foarte talentați, pasionați de muzică. De 2 ani, micii artiști se pregătesc pentru a ajunge pe cele mai importante scene. Încă de când erau în clasa 1, profesoara Monica Pârșan a intuit talentul elevilor săi și ai altor micuți din școală și a format grupul Primăvara. Acum sunt în clasa 3-a și au muncit timp de 2 ani ca să-și sincronizeze vocile și să exerseze mișcările scenice. Zăpada se topește, din nou e primăvară. Ce bine e afară, vin zilele frumoase. Noi nu vom sta în case, mulți e curaj de floare. Ne vom ieși în cale. A venit în țară, mândra primăvară. Ea dulce ne zâmbește, totul înflorește. Privind-i ocei, ce frumos sunt ei. Când au simțit că sunt pregătiți, au urcat pe scenă și de fiecare dată jurul le-a apreciat prestația acordându-le premii. Suntem grupul Primăvara al școlii gimnaziale Nanu Mușcel. Grupul este format din 20 de elevi din clasele a 3-a, C, D și E. Activitatea noastră a fost plină de momente frumoase și am avut o mulțime de succese, începând cu un premiu întâi obținut la Festivalul Primăverii în anul 2013 și continuând cu participări la diverse concursuri și festivaluri. Anul acesta, nu de foarte mult timp, am participat din nou la același festival al primăverii la care am fost răsplătiți tot cu premiul întâi. Iar săptămâna trecută am obținut marele premiu la concursul național Floare de Castan de la Costești.
Primarul interimar al municipiului Câmpul Lung, Liviu Țăroiu, a fost prezent miercuri la Călăraș, unde a avut o întâlnire cu reprezentanții ADR Sud-Muntenia. Invitat ieri seară în emisiunea Cu cărțile pe față, Liviu Țăroiu a vorbit despre rezultatele discuțiilor și despre viitorul proiectului de reabilitare a centrului istoric și a parcului Crețulescu. Este clar că dorința este să facem aceste lucrări, să continuăm aceste lucrări pe banii europeni, nu pe banii ai comunității, că ar fi foarte ușor pentru mine, era foarte simplu, ne oprim aici, vinovații să plătească atât grupul Corin și toți cei care n-au dus la capăt acest proiect și să continuăm lucrările pe banii noștri, care era o situație mult mai rapidă și mult mai convenabilă pentru cetățeni, că am fi intrat rapid în grădina publică să finalizăm câteva lucrări care erau instalația electrică, locul de joacă demontat, să-l achiziționăm direct, fântâna arteziană și probabil că în toamnă să facem replantările care nu s-au făcut până acum și care sunt prinse în proiect. Aici apare disconfortul că am făcut o promisiune cetățenilor că începând cu 1 mai încerc să dăm drumul la acest, la grădina publică, în special la grădina publică și o parte din parcul Crețulescu, cel care cât de cât este finalizat mai puțin, clădirea băilor și porticul care nu, să nu intrăm în zona respectivă, că nu e finalizată și sunt pericole, și în grădina publică avem pericole. O parte le-am eliminat, o parte nu le-am eliminat și nu o să reușim să facem, să ducem la capăt lucrările dacă le scoatem din nou la licitație. Ele fac parte din proiect, nu pot fi scoase din proiect și vom încerca doar lucrări care le putem face noi pe voluntariat sau pe surse proprii, pe ADP, pe lucrări de manoperă care să le scoatem din nou proiect. Că noi vom reface acest proiect pe rest de executat. Deci ce s-a executat, ce s-a plătit, se vor scădea din valoarea inițială a proiectului și rămâne un rest de executat care va fi scos pe licitație. Locul de joacă nu este amenajat, zona respectivă nu este amenajată. O să încercăm să băgăm niște nisip, măsărică, cum îi zicem noi, ca să poate să intre copiii, dar numai atât, fără să nu avem accidente, să nu avem altceva. De-aia solicit un pic de clemență